Singura femeie pilot de supersonic din România are 28 de ani și este din Cluj-Napoca. A fost ambiția ei să-și vadă țara de sus, așa că s-a antrenat pe toate tipurile de avioane pentru ca în final să ajungă să-l piloteze pe cel mai tare. Cel mai important însă este că a reușit să-și câștige respectul colegilor care o consideră una de-a lor, capabilă să ducă la bun sfârșit orice misiune. Încă din copilărie, uniforma a atras-o pe Romina. Nimeni din familie nu a avut o carieră în domeniu și totuși Ardeleanca și-a dorit să intre la liceul militar din Alba Iulia. A reușit și a fost șefă de promoție. Apoi a intrat prima la Academia Forțelor Aeriene de la Brașov. Am început zborul pe avionul IAC-52, apoi IAR-99 Standard și Șoim. În anul 2016 am efectuat cursul de trecere pe aeronava MiG-21 Lancer. Prima experiență printre nori a venit la pachet și cu multe temeri. A fost singura dată când m-am întrebat dacă pot sau nu pot să fac această meserie. Am privit-o ca o provocare și în aceeași măsură am avut susținerea enormă a tatălui meu, care mi-a spus că orice lucru se învață. Și a avut dreptate. În urmă cu 2 ani, Romina a ajuns singura femeie pilot de supersonic din România și a fost acceptată și în cadrul poliției aeriene. Suntem pregătiți să decolăm în cel mai scurt timp pentru, să zic, devierea unei aeronave care încalcă neautorizat spațiul aerian sau pentru a acorda sprijin aeronavelor civile aflate în dificultate. La început, toți ne așteptam să intervină o schimbare în atitudinea noastră, în conduita noastră, dar cu timpul ne-am dat seama că Romina este ca și noi și din atitudinea ei am înțeles că trebuie să o tratăm așa cum am făcut-o cu orice alt coleg care a sosit la noi. Acum visul ei este să devină și instructor. De 4 ani lucrează la baza aeriană de la Câmpia Turzii.